Suntem la capitolul uniforme școlare și nu numai, pentru că vom trece din uniforme școlare și mode. La mai larg. Adică Jerome, mode, cum ne place nouă femeilor. Da, Jerome V. Nubst, consultant de modă independent și totodată profesor la Institutul de Modă din Amsterdam, a venit la noi în țară la invitația mai multor designeri din Republica Moldova pentru a ajuta la elaborarea unor noi idei pentru colecțiile sezonului toamnă-iarnă 2012 și 2013. Îi spunem bună dimineața! Așa e, să ne vadă lumea. Good morning! Good morning! Noi vom vorbi românește, alături de noi este traducătoarea Ira. Am uitat cum e Ira Didencu. Ira Didencu. Spuneți-ne, vă rog, la invitația căror designer ați venit în Republica Moldova. What designers you came to Moldova? I came here to, because of USAID. It's a seed to project to help people working in fashion business to compete with the rest of the world, to help them to get better. Deci dumneavoastră a sosit în Moldova la invitația proiectului Creșterea competitivității și dezvoltarea afacerilor, un proiect al USAID, pentru a ajuta persoanele din domeniul modei din Republica Moldova să fie mai competitivi pe piața internațională. Așa, competitiv trebuie să fim și noi atunci când vine vorba de cum arătăm la școală. Dacă tot am scutat despre uniformele școlare, vrem să aflăm de la Jerome dacă în Olanda se poartă uniforma școlară sau ce idee are poate el special pentru noi. What special ideas he has for us? Yes. Yes, we don't have the uniform in Holland. În Olanda nu se poartă uniforme. Because the Dutch are known for their being individual. Pentru că olandezii sunt cunoscuți pentru faptul că sunt individuali. And that means a lot of fashion in school. Every day, new fashion items. Și asta înseamnă foarte multă modă în școală. Fiecare zi, modele noi. Sunteți de acord cu asta? Do you agree with that? And, well, sometimes it's expensive for the parents. Uneori asta e foarte scump pentru părinți. Because certain brands are fashionable, so you have to buy the right shoes for the kids to be part of the right group. Pentru că foarte multe haine sunt, branduri sunt foarte scumpe, respectiv trebuie să cumperi și încălțăminte scumpă la ele. But it's a help for my business because we design and we sell garment. Dar pentru mine ca persoană de afaceri, asta este foarte bine pentru că noi vindem haine. Da, ca imagine, credeți că ar trebui să poarte în afara business-ului, credeți că ar trebui un liceu să aibă o uniformă stilată, frumoasă, să se individualizeze ca liceu, ca școală? But I do like the system of wearing a uniform because it makes you feel proud, part of the, being a student at a certain school. And it also gives you the feeling of being equal within one classroom. It's not you sticking out because you wear silk or gold. No, because you're all the same and you have the same motive to be there, to study, and not to look at each other. Îi place ideea de a purta uniforme pentru că acest fapt îi face pe studenți mândri de faptul că studiază într-un liceu sau altul și în același timp îi face egali în clasa în care se află pentru că te afli la școală pentru a învăța și nu pentru a purta bijuterii sau nu știu ce. Dar dumneavoastră vă aflați la noi în platou pentru că aveți ceva deosebit și sunteți un om deosebit. Să ne povestiți cu ce ați venit acolo și ce ne-ați pregătit pentru deșteptarea. Have you prepared for Because if fashion, we start very early. We start 1 year or 2 years ahead, thinking about what might people like to wear. Atunci când vorbim despre modă, noi începem să ne gândim unul sau doi ani înainte la ce vor purta oamenii peste un an sau doi. And then we make, I work for a company that makes books and lectures like this. Noi lucrăm pentru o companie care face puteți să le ridicați, să le vedem și la cărți like this. Deci cărți colorate de felul acesta. Puteți să le ridicați. To give companies... Okay. To give companies an idea of what customers might like 1 year ahead or 2 years ahead. Pentru a le da idei companiilor care produc vestimentație, ce vor purta clienții lor peste un an sau doi. And the companies I work for with today, they do the same thing. They make, they look at the trends I told them about for next winter 2012, and they pick out the things they like from the book.
to be more competitive with the rest of the world, who also thinks in the same trends. Și ce face dumneavoastră acum cu designerii de la companiile care lucrează în Moldova, deci le prezintă aceste cărți și îi roagă să selecteze din ele acele modele care se vor potrivi pentru sezonul de iarnă 2012, pentru a fi mai competitiv pe piața internațională. Eu, cum sunt pasionată de tot ce înseamnă haine drăguțe și modă, am venit să văd chiar eu cu ochii mei cum arată un book făcut de un profesionist, pe lângă faptul că sunt poze alături, sunt inserate și tipurile de textilă care se folosește în cusutul acestor ținute. De unde vine inspirația? De la oameni sau din istorie? Pentru că oricum totul se întoarce. We have a system. We look at what happens at the world, like economy, psychology, technology, and we think it has an effect on anyone who designs clothing or wallpaper. Deci noi ne uităm global la lucruri, la tot ce se întâmplă în economie, în psihologie, în tehnologie, pentru că toate acestea au un impact asupra modei. And we try to tell that as a story that these things are happening and it has an effect on anyone who designs. Și noi povestim istoria că toate aceste lucruri au loc, se întâmplă și toate acestea influențează designul. So if it's a bad economy, we maybe like bright colors. If we are in a bad climate, we need more protection for color, for clothing and garments. De fapt, să traduc că dacă înțeleg. Deci, dacă avem o economie mai proastă, atunci oamenii preferă să se îmbrace mai cumva mai luminos. Dacă, de exemplu, clima este mai proastă, trebuie să se îmbrace cumva mai cald, mai călduros. There's one big trend now, and that is we have so much of everything, so many choices in products and services, we want to reduce. We might want to make things simpler. Minimalist. Acum tendința este că din cauza faptului că avem o alegere atât de mare și atât de multe produse, tindem să reducem, să facem lucrurile mai simple. We call it reduce. Not minimalistic because it's not minimal, but it's to reduce, like wearing one color for all the things you have, or maybe one dress instead of several layers. Și să, deci nu să minimalizăm, dar să reducem, de exemplu, să purtăm o singură culoare sau un singur element pe rochie sau. And today we have a workshop with companies here who design and think about the next winter, and we have them things made. Designs made according to the trends I told them yesterday. Și aici sunt lucrurile pe care le-au făcut designerii cu care noi acum avem un atelier de lucru, designerii de la companiile din Moldova, în conformitate cu tendințele modei pentru 2012 pe care le-am prezentat. Să vreau să întreb ce sunt posterele astea. So this is the profile of the company, for instance, they made yesterday. Lilu, dă-le la mine. Acestea și voi le-ți comenta. Ok. Tu le ții, vei fi tabla noastră de onoare. Da. Acestea sunt profilurile companiilor, acelor care au lucrat ieri la aceste prezentări. So you see what customer they have, what is the attitude, what kind of life the customer leads, and the clothes they are going to design. Și aici puteți vedea tipul de client pe care compania îl are, ce fel de stil de viață are, ce preferă și respectiv ce va purta. And today they pick from the trend lecture and the book, they pick certain trends and feelings that might fit their brand or their company, and they start designing today. Și astăzi aceste persoane care participă la training vor începe să facă designul în conformitate cu trendurile care sunt prezentate în această carte de trenduri. Da, aceste cărți sunt destinate doar designerilor sau pot fi consumate și de simpli consumatori? No, don't think so. Because it's 2 years ahead, maybe 1 year ahead, and you still like purple today, and you don't know that we have enough of purple tomorrow. Nu, să nu credeți acest lucru, pentru că aceste cărți sunt făcute pentru peste un an sau peste 2 ani. Și dacă acum ne place, de exemplu, culoarea violetă, atunci nu știm dacă vom avea cantitate suficientă de această culoare. It's really for the professionals I meet here, they understand. Deci această carte e făcută anume pentru profesioniști. Noi vă mulțumim din suflet că ați acceptat invitația noastră. Jerome Vinubst a fost
invitatul nostru în această dimineață, la fel și traducătoarea Ira Didencu. De fapt, iată, am aflat care vor fi tendințele în noul sezon, toamnă-iarnă, și vom avea și poate mai multe haine drăguțe purtate de moldoveni. Mulțumim, mult succes în cele ce faceți în Republica Moldova și have a nice staying here. Thank you very much. Enjoy yourself today. Okay. Și când venim în Olanda, dăm de la